Dragilor, am zis să fac un video scurt cu aspiratorul ăsta, dar eu nu știu ce se întâmplă cu el. Deci nu am mai văzut. Deci îmi zice să aspir, îmi da aspiratorul, dar eu am luat cotonul. Păi cum Dumnezeu îl face? Îl bagi undeva și o să aspir. Păi dar pe TikTok mi-a scris. N-am zis să-l bagi tu undeva, am zis că trebuie să-l bagi undeva. Acum tu alegi, na? Mai nerușinat. Da, omul direct, așa mi-a zis. Bagă-ți-mă, Dumnezeu. Bine, domne. Ce să zice? Haide să vă arăt. Deci, avem cotonul, este mai lung. Cotonul, uitați aici, se introduce. Ah, că eu n-am obșit asta pe interior, nu pe exterior. Dar trebuie să-i dau. Vedeți? El. Efectiv, deci sistemul este jos la subsol și atunci când noi băgăm țeava aceasta metalică, ea face contact aici. Face contact și pornește aspiratorul de jos. Și îl auziți aici. Și se aspiră. Bun, acum nu vă arăt eu prea bun, că știți și voi cum se aspiră. La fel, deci voi să ajungem până aici, la ceva. La fel, avem altă priză aici. În fine, avem prize aici, mai avem în partea aceea sub scară. La etajul superior, la fel, avem prize în toate zonele. Ca să se ajungă cu acest buton, cu lungimea lui, ajung și să cuprinzi absolut toată casa. Și haideți să vă arăt. Haideți să vedem, ieșim de aici. Da, putem ieși. Aici mai avem un spațiu. Știa cum se deschide așa. Da. Acolo sus este zona cu dormitoarele. Aici se face ea, după aia piscina. Și haideți să vedeți. Ați văzut ce frumos este în curte. Practic este în curte la om, dar nu este în pădure. Vedeți și în jos, așa cum se vede. Suntem exact în pădure, complet. Frumos în partea de sus, acolo are pompele de căldură, nu știu dacă le-ai filmat, în spate acolo, dar acum nu se mai văd așa bine. Sus acolo se văd puțin pompele de căldură. Și aici suntem între pomi. În pădure. Aici iar avem flori care au un miros extraordinar, nu știu cum se numesc. Nu știu cum se numesc, dar sunt melifere, sunt pline de albinice de obicei. Și aici, ha, că n-avem o lumină. Tu ai lumină? Nu. Telefonul e înăuntru. Că nu mai e nici bec. Era și un bec aici. Puuu, ce ciudă mie. Am zis să vă filmez aici, dar se vede, dar nu este foarte bine. Deci acesta este aspiratorul. Acesta îl puteți vedea. Aici jos se umple. Are aici aceste cleme unde se desface și se aruncă în coș. Iar sistemul, observați cum este. Este cu țeavă de PVC de 50. Efectiv, țeavă de PVC de 50.
bineînțeles că este lipită. Aici avem un acces, avem la toate etajele acces ca să îl putem desfunda în caz de... Este o problemă din caz de se întâmplă ceva. Veniți să desface, este cu filet. Hai să umple garnitura, că după aia trage aer fals. Și nu știu cât vedeți voi, eu încerc să filmez aici, nu știu dacă se vede. Se vede foarte bine. Da? Să filmez eticheta. Deci este, nici nu știu, american sau canadian, nu știu, în fine. Eu am înțeles că este făcut în Mexic. Aici avem pompa de la piscină, deci acesta este etajul de jos, care este o parte din el. Aici sunt pompele de la piscină. Adică subsolul. Subsolul, da. Primul etaj. Patru nivele are această vilă. Aici este sistemul de ventilație mecanizată. Este o ventilație simplă, nu este cu recuperare de căldură, care pleacă, vedeți, pe țevile acestea, care urcă în casă. O parte din ele. O parte din ele, deci acestea două sunt de aer, care merg în casă. Aici avem, nu știu care, astea sunt și extrag, da, scot și de aici. Este și pentru a regla umiditatea. Și merg tot mai sus. Și aici, vedeți, este un zid de beton, dar nu știu, dar aici chiar că nu pot să filmez. Deci, în spate este muntele. Nu avem lumină să vă filmăm. Nu cred că se vede. Acolo este muntele și continuă cât este casa de lungă în stânga, așa. Dar nu se vede, acum degeaba vă arătăm că nu se vede bine. Aici electricianul zicea că schimbă el luminile, dar nu le-a mai schimbat. Și hai de pe aici jos. Nu, că intrează băieții la piscină. Mă duc cum arată specialitatea. Aici vă puteți da seama. Deci aici avem primul nivel, după aia unde este acea fereastră, este baia aceea cu nivelul cu piscina. Piscina este exact aici, sub terasa aceea. După aia avem terasa cu sufrageria, după aia sus acolo avem dormitoarele. Patru nivele, o vilă. Vedeți aici terenul cum arată că ești în paradis, efectiv. Nu mai împume aici, nu mai poți tehnești, că nu mai ai închidul. Aici sunt evacuările de la WC-ul. Sunt mai multe. Bine, mai sunt și de la terasă. Care este canalizare în jos pe... Uitați plăcile ce sunt pe sol. Bine, asta este mai mică. Este cărămidă, efectiv. Așa avem solul sus. Acestea sunt mai mari. Cărămidă, efectiv. Aici vedeți trandafirul. Este o specie tare frumoasă de trandafir, dar... Ține puțin florile, în jur de 2-3 săptămâni, cam așa. Dar este superb. Și miroase atât de frumos. Și se întinde peste tot. Vedeți aici? Ia uitați ce frumos este aici. Cine de aici filmează, că ține de mai... bate soarele. El bate soarele mai sus, de fapt. Vedeți cât de frumos este. Și nu vă imaginați cum miroase peste tot. Inclusiv pe jos, uitați-vă pe jos. Călcăm pe flori. Peste tot sunt flori. Aici ea a venit doamna aceea, dar nu știu cum îi spune. Au frunzele așa, zici că e trifun. Este
asta este gemuța. Ficusul văd că nu are flori. Acesta iar face niște flori frumoase, ficusul. Prin iulie le face. De aici o obosești numai să dai o tură la casă. Nu îți mai trebuie sală, nu mai fitness. Numai să urci toate scările și... Aici e jucăgeria acolo. Și jos din la nivelul piscinei. Uite și asta ce frumoasă este. Aici avem și un fluturaș aici. N-a fugit. Dragilor. Și eu nu mă pot uita de soare, dragilor. De ce nu, dragă? Nu se poate uita la mine. Da. La soare te poți uita, păi, dar la mine. Dacă așa n-aș o ochelar ca ai tăi heliomatici să închide, eu nu i-am deloc. Eu sper că v-a plăcut și acest video cu aspiratorul centralizat. Acum, dacă v-a plăcut, bine, dacă nu v-a plăcut, asta iară e. Bine. Iară ce bine. Eu l-am filmat și... Sper să primim și noi un like măcar lui. De persoană, unul e, unul ela, măcar atâta. Acum, eu o primesc sigur. Tu primești, dar eu... Tu ai văzut astăzi deja ce de mă susținură, când spusei că sunt maltratată. Da, chinuită pe coasta de Azur. Nu, în șantier. Da. Vă pupăm și vă dorim multă sănătate și numai bine. La revedere!